dimineața, de mult timp nu am mai discutat și am mai vorbit pe un loc. Haideți să vorbim așa un pic despre ceea ce se cheamă o poveste interesantă de viață. Practic, o fată la început, urmând ca pe viitor să fie femeie și adult, tot făcea aceeași gafă mereu. Bineînțeles că viața trecea, personajele din jurul ei se schimbau, dar ea nu înțelegea ce greșea. Și mereu făcea aceeași gafă. Și face aceeași gafă o dată, de două ori, viața trecea, de trei ori, de patru ori, de cinci ori. Și ajungi, la un moment dat, ca firul vieții să se termine. Practic, te duci pe lumea cealaltă. Anumite persoane cred că există Dumnezeu, Satana și judecata de apoi, sau tribunalul de apoi, pentru viața de dinainte, știi? În funcție de sentința primită de la tribunal, te duci ori în Eden, ori în Rai, ori te întorci pe Pământ, ori în iad. Și ajunge fata pe lumea cealaltă, la ușa lui Sfântul Petru, și înciocăne, cine e? Sunt eu, fata nu știu care. Deschide ușa ușor așa, ca două porți de fier mari, cu o arcadă, cum știu. Se deschide ușa. Aici veți intra în tribunalul vieții dinainte, ca să vă judecăm, să vedem ce fapte bune ați făcut, ce fapte rele ați făcut. Pe partea aceea aveți tribunalul, stați la rând, că suntem foarte mulți oameni pe Pământ. Și aici trebuie să stau la rând? Da, trebuie să stai și la rând. Așa cum trebuie să aștepți și luntrașul să vină, să te ia cu barca, să treci apa, să te duci la ușile Sfântul Petru, ca să te bage în tribunalul vieții dinainte. Când ajunge, după ce ea, îi vine rândul, că na, suntem mulți pe Pământ, suntem cu milioanele, miliardele și toate cele, ca furnicile, ca omizile, sau cum vrei să-i spui, ca albinele, în fine. Așa, stai la rând. Ajungi în față, tu, întăresc. Pentru fapta nu știu care ai o bilă neagră, pentru fapta nu știu care ai o bilă albă, pentru fapta nu știu care ai o bilă neagră, pentru fapta nu. Urmează ca în alta curte supremă, pentru tribunalul dinainte, să dea verdictul. Înainte de toate, aveți vreo regret? Pe ce să zic? Din ce mi-a spus cu bilele astea albe și negre, aș cam avea niște regret. Păi, în alta curte supremă a tribunalului de apoi, a decis ca tu să te întorci pe Pământ. Ești de acord? Cam da, m-aș întoarce, dar că trebuie să repari acele fapte care le-ai greșit. Iar în momentul când vei face o aceeași gafă, noi ca și curte supremă a tribunalului de înainte, îți vom da un mesaj. O boală răcioasă, o pandemie, o ceva, știi? Așa că, la un moment dat,
Fata recunoaște, da, vreau să mă întorc. Că decât să mă duc în iad, unde stau în peșteră, unde nu sunt lumini aprinse, unde ia cu coarne și mă pune în cea unul cu zmoală și mă fierbe nu știu câți ani, frate, așa, sau să stau sus pe cer, pe un orișor să cânt și să nu trăiesc eu viața pe pământ, la mine prefer să mă întorc, să îndrept. Se întoarce. Când ajunge pe pământ, până se creștinează copilul și toate cele, na, se întoarce ca și copil, altă viață, altă nu știu ce. Își făcuse deja planul și înainte și, și după. Ce să fac? Să credeți voi că mă duc pe norișorii aia să stau acolo în liniștea aceea și să mă uit jos cum oamenii și furnicile merg pe pământ? Sau să mă duc în peștera aia închisă, așa, unde el cu coarne și cu furcă și cu ce mai vrei tu? Și așa ajunge din nou pe pământ. Adică ceva de genul, niciodată să nu zici că o minciunică nevinovată nu te scoate în viață.